este într-o oarecare întârziere, sistemul gama de mare intensitate, care e alt echipament mare, ar trebui să fie livrat conform rezultatului unui proceduri de achiziție publică. Contractul a fost câștigat de o asociere, se numește Eurogamma. Este o asociere formată din institute de cercetare și firme de înaltă tehnologie din 8 țări europene. Din păcate, sunt în întârziere cu instalarea acestor componente. Sigur, noi avem mijloace contractuale de a controla situația, dar problema este că nu ne interesează penalitățile care le luăm datorită nerealizării contractului în timp, pe noi ne interesează să avem cât mai repede instalația. Câți angajați aveți în momentul acesta? 174 și 19 în curs de angajare. Ne-am menținut proporția despre care ați mai auzit, cam o treime străini, în jur de 20 de țări, Europa și din afară. Selecția este la nivel internațional, atât în partea de cercetare cât și în partea de inginerie, unde e, să zic așa, provocarea mai mare la inginerie, pentru că găsim mai greu ingineri. Tinerii nu mai sunt atrași atât de mult spre domeniul ăsta, iar pe de altă parte, expertiza este unică și e greu să găsești oameni având expertiza asta, pentru că practic acum se creează. Am identificat și opțiunea de a angaja absolvenți și de a-i pregăti și de a investi în pregătirea lor. Și atunci luăm ingineri debutanți pe care îi pregătim în ingineria laserelor în special. Se mențin în continuare dificultăți în ceea ce privește angajarea străinilor din afara spațiului european. Încă durează luni de zile, dacă suntem ghinioniști, mergem și spre un an de zile cu o angajare de superioare. Mai dificil de angajat este un cercetător senior care a finalizat studii în afara spațiului european. Un cercetător la 50 ceva de ani trebuie să se ducă să-și găsească diploma de BAC, pentru că legea 319 ne cere la dosar, trebuie să-și recunoască diploma de licență și de master, trebuie să-i se recunoască diploma de doctor, toate astea înseamnă termene. Închipuiți-vă dacă un cercetător senior află astăzi de scoatere la concurs a postului, în 30 de zile el trebuie să-și depună dosarul. Dosarul înseamnă recunoaștere de diplome. Este evident că nu se poate. Valoarea proiectului aprobat de către Comisia Europeană este de 311 milioane de euro. Aproximativ 20% din valoarea proiectului este finanțată din fonduri naționale. Cei mai mulți bani se duc pe tehnologie. Mai mult de 80% din fonduri au mers pentru realizarea construcției și pentru achiziționarea echipamentelor majore de cercetare, sistemul laser și sistemul gamma, precum și realizarea aranjamentelor experimentale necesare derulării acestei activități de cercetare. Noi avem de achiziționat peste 250 de milioane de euro, în valoare de peste 250 de milioane de euro. Dificultatea este formalismul excesiv, asta este legea achizițiilor. Dacă la resurse umane pentru un cercetător senior durează un an de zile, dacă lucrurile se complică, cam așa durează, poate dura și o achiziție. Mai avem de achiziționat, să zicem, mărunțișuri, dar mărunțișurile însemnând o valoare destul de considerabilă pentru realizarea acestor aranjamente experimentale. Detectori, oglinzi de mici dimensiuni sau de mari dimensiuni, tot felul de cabluri. Centrul LMP este o responsabilitate care ne-am luat astfel încât să fie un centru operațional atât cu sistemul de laser de mare putere, care e nava amiral a centrului LMP, dar și cu gamma, pentru că ne-am propus o serie întreagă de experimente și cu fașicol gamma.